Tragedie pe șosea din Mexic. Cel puțin 53 de oameni au murit și 10 au fost răniți după ce camionul care îi transporta s-a răsturnat în sudul țării. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Peste 100 de oameni despre care se spune că ar fi migranți din America Centrală au fost înghesuiți în remorca unui camion înainte ca acesta să se răstoarne în statul Chiapas. Imaginile de la locul accidentului arată victimele împrăștiate pe drum lângă camionul răsturnat. Autoritățile spun că vinovat pentru această tragedie este șoferul camionului care a intrat cu viteză prea mare într-o curbă și s-a lovit de un pod pietonal care traversează drumul ce duce spre capitala statului Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Este unul dintre cele mai grave accidente de acest gen din Mexic, iar printre victime sunt și femei și copii. Naționalitățile lor nu au fost confirmate, dar oficialii locali au spus că majoritatea oamenilor de la bord erau migranți din Honduras și Guatemala. Chiapas, care se învecinează cu Guatemala, este un punct important de tranzit pentru migranții fără acte. Sute de mii de migranți care fug de sărăcie și violență din America Centrală încearcă să treacă prin Mexic în fiecare an pentru a ajunge în Statele Unite. Mulți dintre ei plătesc contrabandiști care îi transportă ilegal în camioane aglomerate. De altfel, granița dintre SUA și Mexic este cea mai mortală trecere din lume, conform datelor Organizației Internaționale pentru Migrație. Numai în acest an, cel puțin 650 de oameni au murit încercând să treacă granița.